Copiii cu rezultate foarte bune la învățătură vor fi recompensați de autoritățile locale. Toți vor primi burse lunar, așa cum vor primi și cei care au o situație materială precară și au rezultate bune la învățătură. La bursele de performanță, ceea ce înseamnă olimpici la nivel național, cuantumul bursei va fi de 75 de lei pe lună. La bursele de merit, care înseamnă competiții și rezultate la nivel județean, aici avem diferențiat pe două categorii, vorba de copiii de la liceu și copiii de la gimnaziu. Quantumul propus pentru cei de la liceu este 70 de lei, iar pentru cei de la gimnaziu este de 50 de lei, cu condiția să aibă media 10. La bursele de studiu, notele trebuie să fie cuprinse între 9,50 și 9,99, adică cei care au 10 sunt dincolo la bursele de merit. Quantumul va fi de 50 de lei pe membru, de 50 de lei pe copil care este la liceu și 40 de lei pentru cei care sunt la gimnaziu, dar aici mai trebuie îndeplinită o condiție și anume aceea de venit pe fiecare membru din familie să fie sub 700 de lei. Și a patra categorie de burse e vorba de bursele sociale care vor primi 50 de lei pe lună. Primăria din Petroșani este singura din Valea Jiului care a alocat fonduri pentru ca toți elevii din clasele 1-8 să beneficieze la începutul acestui an de ghiozdane noi și complet utilate cu caiete, penare și rechizite școlare.